Vecină, încă târziu o plimbă soțul cu mașină. Parveniți. Ba la cacica, Sandin. Ba la humor, Sorin. Și-mi povestește, îl înflorește și eu mor. Ajutor. Deci prin urmare, fără deci, vreau răzbunare. Unde pleci? Mi-am luat familia și-am mărs cu ei la mare. Depărtare. Să văd meduza și cașalutul. N-avem. Și-ntâi de tate să închid lunina potul. Cu cotul. Am mers la cușetă ca într-o rachetă. CFR. Intergalactic ca pe o coadă de cometă. Și ascultați-mă când spun că CFR-ul e cel mai bun. Că dimineață eram cu toții la Neptun. De când o cobor din tren, steluța-i tăt în umazen. Pe spate roșii caracu, fața-i albă ca chișleacu. Iar eu săracu mă sâse ca gânsacu, încercând să-i gonflez colacu. Bărbate, parcă am chicat într-o vrajă pe spate. Lângă tine pe plajă eu mă îngrop în seminții. Tu bei bere la chil, privește soarele ca pe pește, ne prăjește. Cum? Subtil, de sară nu pot ieșim. Să-mi pun o rochiță de vară. Nu cheltuim. Una foarte pestriță, ne plimbăm pe faleză ca la Bravo Estil. Văleu, văleu, și? Pune căciula la copchil. Domnul nisip, ce cați mata la mine în slip? Mi-a intrat în ochi, în gură, acum am scârțit în dantură. Și-am țipat la dracu cela care dădea cu tine în mine. Uei, copchile, îți tai mingea ții, chiar nu ți-i rușine. El o zis, scuze-mă, nena, n-am ce face, trebuie să-l iert. Mai ales că lângă dânsul mă s-a țipă. Porumb fert! Mă doare capul, nu-i crăpat și nici nu-ți bată. Simt solat, concediu ăsta de la mare. Mi se pare că-i tare de minunat. Am trei hamsi în farfurie, da, minunat. Una din ele pare vie. Felul în care mă privești. Ce? Mă scormonești. Cum? Doamne ferește, parcă-i Freud reîncarnat în pește. Adică cum adică? De când o cobor din tren, steluța-i tăt în umazen. Pe spate roșii caracu, fața-i albă ca chișleacu. Iar eu săracu mă sâse ca gânsacu, încercând să-i gonflez colacu. Bărbate, parcă am chicat într-o vrajă pe spate. Lângă tine pe plajă eu mă îngrop în seminții. Tu bei bere la chil, privește soarele ca pe pește, ne prăjește. Cum? Subtil, de sară nu pot ieșim. Să-mi pun o rochiță de vară. Nu cheltuim. Una foarte pestriță, ne plimbăm pe faleză ca la Bravo Estil. Văleu, văleu, și? Pune căciula la copchil. Da, vă întâmpin în hohote de râs și abia mă abțin să mă potolesc încât să vă pot saluta. Bine ne regăsim aici la Artă și Valori, pentru că este miercuri, nu-i așa? Și de fiecare dată aici la Infinit TV, televiziunea care vă oferă infinit mai mult, ne întâlnim de la 17 la 18 la Artă și Valori cu oameni care, iată, ne umplu sufletele de bucurie și ne fac, așa cum vă spun de fiecare dată, să devenim varianta noastră cea mai bună. Cu siguranță cei mai mulți dintre dumneavoastră ați recunoscut vocile, ați recunoscut sau ați intuit, poate, personajul de astăzi, persoana, artistul pe care l-am invitat și cu mare bucurie a acceptat invitația de a veni la noi în platou, de la Fără Zahăr, bineînțeles.
Este vorba de o jumătate a trupei fără zahăr, dar nu e doar atât, pentru că Bobo Burlăceanu, pentru că despre el este vorba, este din punctul meu de vedere un artist desăvârșit. Și de aceea avem, iată, astăzi o oră la dispoziție să-l descoasem și să aflăm lucruri neștiute din tot ce face și ce este acest om minunat. Este solist vocal, fondator al trupei Fără Zahăr, este solist în multe alte proiecte muzicale, compozitor de muzică de teatru și spectacole și multe, multe altele pe care le vom afla astăzi, dacă nu le știați deja. Bună! Bună, Bobo! Salut, vei, te-am găsit! Eu vorbesc foarte greu pentru că continui să râd și m-aș bucura să transmitem starea asta și acasă. Uite, trebuie să dezvălui telespectatorilor că noi ne vedem așa de aproape după 19 ani. Da, da. Ne-am văzut foarte de aproape exact înainte de a vă lansa voi ca Fără Zahăr, așa cum vă știe lumea astăzi. Eram niște vremuri. Copii. Eram niște copii atunci care, așa cum tu frumos ai spus, studiam anumite lucruri și uite că mulți dintre noi, din cei de atunci, n-am profesat sau am profesat prea puțin lucrurile din care ne pregăteam și am performat în niște domenii pentru care nu ne-am pregătit. Pentru că tu așa spuneai, uite, fac ceva pentru care nu m-am pregătit, iar domeniile în care m-am pregătit nu le-am practicat niciodată. Da, da. Absolvent de liceu de informatică. Eu sunt un pic de paradoxal, biologie. Da. Da, nu și... mai zic că în gimnaziu am făcut vioară un pic. Asta ca știam eu, pentru că evident m-am documentat puțin, nefiind dintr-o familie instrument. În care să fi moștenit acest filon artistic, cel puțin la prima vedere. Nu, tata cânta, avea voce bună și a avut o perioadă, cred că foarte scurtă, în care aș fi cântat muzică populară pe la anunț, dar puțin, n-a făcut asta ca... meserie principală. A făcut așa mai mult ca hobby. Dar era pasionat de muzică și cumva pe el moștenesc filonul ăsta artistic. Uite, eu dacă ar fi să fac un arc peste timp de acum 19 ani, când stăteam pentru jucam pe terasă, exact, da. Jucam Catan, da, un joc care abia acum nici nu era în România, voi l-ați tradus și l-ați adaptat. Da, 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 noi aveam un exemplar trimis de cineva din state, nu mai știu de unde. De soției mele de atunci din Japonia. Era da, și a fost o efervescență că toată lumea a contribuit la traducerea lui, la găsirea soluțiilor de... mă rog, ideea e că acel context în care noi ne-am întâlnit ne-a unit, de fapt, exact filonul ăsta artistic, pentru că fiecare eram absolvenți de medicină acolo, de informatică, la universitate, biologie, ISE și nu mai știu ce da, mai erați, da. Dar toți eram cumva motivați de acea bucurie neîmplinită, fiecare în felul lui, artistică. Și aș vrea să te întreb, e prima întrebare de astăzi, privind așa de atunci, eu văd că ai realizat mult mai mult decât cred că ți imaginai atunci. Asta văd eu, dar te întreb pe tine, cât din ce ești astăzi și ai făcut până acum, ți-ai imaginat atunci? Nu mi-am imaginat niciodată nimic, de aia mi-e greu să răspund la asta, să vizualizez cumva. N-am avut niciodată niciun plan, mi-am dat seama, retrospectiv privind. Chiar nu-mi făceam niciun fel de grijă, eram proaspăt intrat în viață, habar n-aveam cu ce să mănâncă orice. Da, așteptam să-mi termin facultatea și urma să văd din punctul ăla ce făceam, dar nu niciodată nu mi-am făcut planuri în avans. Știu că toată lumea te întreabă, e clișeic probabil, de ce Fără Zahăr, când a început trupa. Mm-hmm. Foarte scurt, pentru că lumea, o parte știu, o parte poate nu știu. O să pornim de la Fără Zahăr, pentru că de acolo a început public cel puțin totul. Da. Și am să te rog să povestești puțin cum s-a născut Fără Zahăr. Da, da, pot să iau de foarte devreme. Eu cu Bobby m-am cunoscut când am intrat eu în liceu. Bobby era cu un an mai mare ca mine. Eu a noua, el a zecea. Eu am intrat la informatică, Bobby la mate fizică, dar amândoi aveam cumva aptitudini din astea artistice. Mai scriam poezii, exista o revistă literară a liceului, un cenaclu literar condus de profesoarea de română, care era o profesoară foarte bună și ținea cu noi, cu elevii, ne mai învoia de la ore și ne ducea în amfiteatru să ținem o oră de cenaclu, să recitau poezii de Eminescu, venea cineva cu o chitară și cânta chestii poetice. Și noi ne bucuram că scăpam de ore, chiar dacă nu simțeam neapărat filonul eminescian al poeziei.
Dar ne-a ajutat foarte mult doamna profesoară, ne-a susținut și ne-a suflat în pânze și ne-a impulsionat. Noi am avut trupă de umor în liceu. Erau două trupe de umor în liceu, în Dorohoi, era concurență. Bobby avea deja o trupă și din cauza că m-a văzut pe mine recitând la un moment dat o poezie comică, cred, în cenaclu ăsta despre care spuneam, m-a abordat pe holurile liceului și m-a întrebat dacă nu vreau să vin să fac parte din trupa de umor. Trupa de umor se chema Patrula Zero, pentru că are dublă semnificație, poți să-i zici Patrula Zero sau 4 la 0. Era un joc de cuvinte. Un joc de cuvinte, da. Cum se întâmplă de multe ori la voi. Mie mi-ar fi plăcut mai mult dacă i-am fi schimbat numele în grupul sanitar. Mi s-ar fi plăcut, mi s-ar fi părut mai comic. Ulterior a și existat o formație numită grupul sanitar la nivel național. Și activam de două ori pe an la balul de absolvire și la balul bobocilor în toamnă. Făceam sketch-uri, tot felul de parodii, copiii se distrau, profesorii râdeau și ei, ne lăsau în pace, că aha, ăștia se ia dilii. Și apoi am absolvit și am venit la Iași, ne-am făcut studenți și s-a spart gașca, că așa se întâmplă. Când treci de la gimnaziu la liceu, când treci de la liceu fiecare la facultate, se sparg și... găștile. Rămân legăturile foarte puțin timp, dar după aia se disipează. Intri în alte cercuri, îți faci noi prieteni. Bobby stătea în Tudor, eu stăteam în Târgușor. Ne întâlneam mai des acasă în vacanțe la Dorohoi decât la o bere undeva în Iași. Că aveam cu tot alte treburi, margini separate de oraș. Și după 2 ani, prin anul 2 de facultate, într-un moment din ăsta de nostalgie, m-am întâlnit cu Bob într-o vacanță de iarnă la Dorohoi, era 3 ianuarie, și am zis, băi, mai ții minte când făceam noi chestii împreună, scriam parodii, cântecele și sketch-uri și hai să mai facem ceva, că era mișto, păcat, am pierdut asta. Și a zis, bine, da, și a doua zi a venit la mine cu o chitară și o chitară mea și ne-am apucat să zdrângănim. Avea el, avea o piesă care ulterior a devenit hip-hop și așa, sau cum o știe lumea, aia cu trompețica. Și era o piesă pe care Bobby scrisese despre un profesor de matematică din liceu. Și i-am modificat versurile pentru că nu avea niciun sens să facem în continuare noi fiind studenți la facultate în Iași cântece despre prof de matematică din liceu, din Dorohoi. I-am schimbat versurile și așa. Ăla a fost primul cântec pe care l-am lucrat împreună, hip-hop și așa. Apoi am venit în Iași și eu eram deja în Teatrul Ludic, activam acolo și intrasem și în Cenaclul Moldavia, în Cenaclul de Folk de la Casa Studenților. M-am dus acolo și am cântat câteva cântecele și am spus și lui Bobby, dacă tot am făcut trupa, și, hai să mergem să cântăm undeva. Și ne-am dus și am dat o probă la Cenaclul Moldavia, s-au cărcănat de râs și de acolo și ne-au primit în Cenaclu. Eram un fel de Oița Neagră, așa, cireașa de pe tort. Da, toată lumea cânta folk și piese de dragoste, spuneam noi la mai sfârșit liniștit, și... Mai... Și atunci era și o perioadă în care nu prea se organizau concerte de club, adică nu era ca acum, una, două, vine o formație și cântă în club. Erau foarte puține concerte din astea și publicul era dorit de ceva evenimente. De două ori pe săptămână, de două ori pe lună se țineau concertele Cenaclului la Casa Studenților și venea public studențesc și el a fost primul nostru public. Din 2001 până în 2003, 2 ani de zile am fost trupă local studențească. Da, și practic așa a fost și contextul în care ne-am întâlnit. Pe mine ce m-a mângâiat la suflet atunci, eram și eu un copil tot din provincie, tot dintr-un orășel aproximativ ca Dorohoi. Nu mi-am pus niciodată problema dacă Huși e mai mare sau mai mic decât Dorohoi. Dar cert e că pe mine mi-am amintit de o pățanie pe care am avut-o și cred că orice copil din provincie are măcar o pățanie de genul ăsta. Am dus la primul concert Michael Jackson în București, prima dată plecat în București din Huși, eram la liceu. Și mi-amintesc că înainte de a ajunge la concert, am trecut prin marele magazin Coleus. Era un magazin acolo. Și copilul, țărănelul din mine, neobișnuit, am dat efectiv cu capul într-un perete de sticlă. Okay. Pur și simplu. Și imaginați-vă o fătucă intrând cu totul așa într-un geam și am auzit deodată, au venit moldovenii la București. Pe moment a fost cumva...
un pic de jenă, dar după aia am zis, păi, de ce ar trebui să-mi fie rușine de chestia asta? Că până la urmă nu spune nimic despre mine. Ei, m-am simțit răzbunată, am făcut această paranteză, m-am simțit răzbunată cumva de... de piesele voastre, că am zis, băi, uite, niște moldoveni, dar nu, n-a fost o mândrie, pentru că nu i-aș spune mândrie, aș spune doar o normalitate, pentru că voi erați atât de naturali, adică nu erați veniți cu energia aceea de, băi, trebuie să demonstrez ceva, eu moldoveanu sunt mai bun ca Ardeleanu, sau să... Era pur și simplu atât de natural și atât de naiv și de inocent totul, încât poate asta a și prins la public. Da, ce da, a făcut ca voi cu primul album să puteți câștiga discul de aur? O să mă întorc un pic la asta, pentru că n-am zis de ce fără zahăr și ai menționat asta. Mă simt dator. Când a fost să alegem un nume, pentru că aveam cântecele comice, am vrut să închidem cumva cercul energetic. Eu am vrut să-l închid. Și numele formației să fie ceva neplăcut, să fie ceva de care toată lumea să zică nu știu, na, nu. Pentru că muzica era faină și atunci numele trebuia să fie, voiam să fie ceva, să închidă cumva energetic. Și am căutat tot felul de lucruri din astea care să fie neplăcute. Capra vecinului, nu știu, nod în gât, nod în papură, praf în ochi, care iarăși ulterior a fost o trupă. După vreo 2-3 zile de căutat nume din astea, a venit Bobby cu ideea de fără zahăr și asta s-a legat cu faptul că eu beam cafea fără zahăr în perioada aia, pentru că la un moment dat, în anul întâi de facultate, rămăseserăm fără zahăr în cameră și nu l-am mai cumpărat pur și simplu, din comoditate. Și așa am ajuns să beau cafea fără zahăr. Și Bobby chiar venea la repetiții, pentru că noi ne-am apucat de proiect, dar i-am dat nume mai încolo un pic. Noi am apucat să repetăm cântecele, dar n-aveam nume încă. Și când venea la repetiții la mine la cămin, venea cu pliculețul de zahăr de acasă. Era o glumă de-a lui și asta chiar a zis ulterior în interviuri și asta era adevărat. Și am întrebat în stânga, în dreapta, fără zahăr, câteva zile, ne s-a părut foarte, foarte bun, că na, viața e amară și s-a legat după aia. Da, revin la ce ai întrebat mai devreme. Ce ai întrebat mai devreme? Întrebasem care a fost secretul, să spunem, deși nu e un secret, cum de ați reușit să câștigați cu primul album discul de aur. Habar n-am. Se vindea muzică atunci. Încă se mai vindea muzică. Diferența de la primul al doilea album a fost enormă. Al doilea s-a vândut, primul album, 35.000 de exemplare, asta era suma pentru discul de aur, iar al doilea, nu știu dacă s-a dus undeva în 8.000, ca să vezi diferența, asta și a fost scoase la 2 ani. 2 ani de... Exact. Da. Atunci încă se mai cumpăra muzică. Nu. De ce am avut succes? Habar n-am, nici noi nu ne explicăm, că ziceai de... Că eram asta, naturali, nu? Exact. Nu ne-am imaginat niciodată că o să se întâmple ceva, o să fie ceva de capul nostru. Noi am fost mereu conștienți că suntem o trupă studențească și cântăm pentru studenți, pentru că asta ne plăcea nouă și aveam senzația că ce ne place nouă place și celor ca noi, nu altora. Și în plus cântam în grai moldovenesc, ceea ce însemna că avem succes în Moldova. Un moment de breakthrough pentru noi a fost când ne-am dus împreună cu Teatrul Ludic, mă rog, sub aripa Teatrului Ludic, la un festival de satiră și umor la Târgu Mureș. Și acolo am avut un succes foarte mare. Și în momentul ăla când am văzut, erau și trupe de umor și teatre de amatori venite din toată țara, plus publicul mureșan. Și când am văzut că am avut succes la ei, dar succes fantastic. V-a dat încrederea? Am zis, s-ar putea să fie ceva mai mult decât credeam noi. Și atunci ăla a fost momentul în care ne-am apucat să facem CD-uri demo și să trimitem la casele de producție să ne încercăm norocul. Și am avut noroc să ne răspundă o singură casă de producție din 7, cred că am trimis. Și aia a fost Zone Records. Nici atunci, nici acum, sincer, dacă mă întreb pe mine, eu nu consider că am făcut ceva de extraordinar, pentru că a venit natural, cum ziceai tu, și n-am avut niciun scop din ăsta, hai să arătăm ceva. Noi am făcut chestia asta pentru că ne-a plăcut nouă, pur și simplu. Că s-a întâmplat să placă și altora, e foarte frumos. Cei de la casa de producție... Foarte multă lume face, sau mare parte din oameni, îmi place mie să cred, face ceea ce simte. Normal, da, asta trebuie să facă artistul. Dar nu întotdeauna reușesc să ajungă la oameni și să însemne ceva. De aceea spun. Da. Și nu spun nici ca o laudă, nici ca periat pe umeri, e pur și simplu o constatare, pentru că ne străduim aici la emisiune să înțelegem niște lucruri, să inspirăm pe alți oameni să îndrăznească, să ia din exemplele de viață ale unor oameni pur și simplu care au reușit să facă lucrurile astea. Nu cosmetizat, nu
inventat, nu... Deci oameni reali care pur și simplu asta au reușit. Și chiar ești un exemplu, pentru că tu, așa cum spuneai, n-ai studiat muzică. Da. Și totuși ai performat și faci, ai făcut carieră până acum și să-ți dea Dumnezeu șansa de a continua cât mai frumos posibil, să dezvolți latura asta. Ai făcut carieră așa cum mulți din cei care studiază n-au reușit încă sau poate nu vor reuși niciodată, nu știu. Tocmai de aceea îmi doresc să aflăm anumite lucruri pe care poate nu le-ai mai spus sau sunt mai ușor de aflat, mai greu de aflat, și de aceea am și ales un nume care trimite cumva la filozofie, deși noi nu o să facem astăzi filozofie. Îmi doresc mai mult să trezim întrebări în oameni. Am spus arta pentru artiști sau artiști pentru artă. E o întrebare la care, repet, nu vreau să răspundem astăzi, ci doar să pornim niște discuții de aici, pentru că până la urmă stăm și ne întrebăm ce e arta și ce e artistul și cum ar trebui să fie și arta și artistul. E ceva super elitist, care e înțeles de o anumită pătură de oameni, care trebuie să fie pregătiți doar într-un anumit fel. Bine, asta e o dilemă și o controversă de când lumea și pământul. Dacă pregătirea academică, mă rog, e mai importantă decât altceva sau nu. Acum, revenind puțin la tine, aș vrea să continuăm povestea și să spunem că la un moment dat tu nu că te-ai desprins, dar ai căutat și alte căi de exprimare. Da, și a apărut la un moment dat întâlnirea cu Adamila. Și de acolo multe alte proiecte. Iar și eu te-am văzut în câteva spectacole, nu cât mi-aș fi dorit. Ultimul, cred că acum vreo 5 ani, pe la Teatru Fix. Și ce mi-a plăcut atunci, că iarăși copilul din mine, copilul care, fetiță fiind, nu voia să se îmbrace în roz, eu nu îmbrăcam niciodată în roz. Am simțit așa că și adulții care mai au copil în el, copii în ei, un anumit tip de copii, sunt răzbunați de ceea ce cântați voi acolo, pentru că sunt copiii aia care au făcut năzdrăvânii fără să fie niște copii răi, care au fost puși la liniuță, erau în sfârșit scoși la suprafață. Asta mi s-a părut fantastic în mesajele pe care voi le transmitați. Da, înainte de a vorbi despre asta, propun, dacă ești de acord, să mai și cântăm puțin. Da, deci nu știu, s-ar putea să treacă timpul greu. Repede trece. Da. Chiar foarte. Așa, cântec. Se cheamă Frumoasă. Ești frumoasă ca o adolescentă singură acasă, ca o țuică înainte de masă, ca o seară pe terasă cu prieteni cu care nu te-ai văzut de mult. Frumoasă ca în supermarket când nu-i coadă la casă, ca o după-amiază ploioasă, după o zi caniculară în care soarele amieze nu manca, mă bătut. Ești frumoasă ca sunetul tractorului picând, frumoasă ca mirosul de iarbă dus de vânt, frumoasă ca piciorul mic al unui prunc de țâță, ca ochii albaștri spălăciți ai unui pui de mâță. Ești frumoasă ca mașina mea ce vechi când pornește, ești cauză de post cu dezlegare la pește. Frumoasă ca o răcăită broaștelor pe baltă sara, ca vântul când ridică fustile la festivala. Frumoasă ca o adolescentă singură acasă, ca o țuică înainte de masă, ca o seară pe terasă cu prieteni cu care nu te-ai văzut de mult. Frumoasă ca în supermarket când nu-i coadă la casă, ca o după-amiază ploioasă, după o zi caniculară în care soarele amiezi numai în cap mă bătut. Ești frumoasă ca prima zi din vacanța de vară, ca noaptea din viere, când stăteam târziu afară. Frumoasă ca Sandy Bell din desene animate, ca alunița aia mică pe care o ai pe spate. Ești frumoasă ca un examen la care tocmai am luat 10, ca o durere de măsea după ce trece. Și aș mai încerca o rimă, nu știu sigur dacă mi-e. Ești frumoasă cum era Stella în primele noastre piese. Ești frumoasă ca o adolescentă singură acasă, ca o țuică înainte de masă, ca o seară pe terasă cu prieteni cu care nu te-ai văzut de mult. Frumoasă ca în supermarket când nu-i coadă la casă, ca o după-amiază ploioasă, după o zi caniculară în care soarele amiezi nu manca, mă bătut.
Da, eu vreau să cred că suntem mai frumoși decât eram acum ceva ani și Stella e mai frumoasă decât era câțiva ani. Acum ce am să te rog, revenind la ce discutam mai devreme, pentru că multe vreau să te întreb și trece timpul repede, ce te-a făcut să rezonezi cu Ada Milea? De când am ascultat prima dată și eram, nu mai știu dacă eram în a 12-a sau deja la facultate, eram undeva acolo și mi-a plăcut foarte mult. Era ceva super diferit față era de ce exista. Era cu totul altfel, clar. Și umorul în muzică e încă un filon destul de neexplorat. Și maniera și la noi faceți și la voi. Nivel internațional. Au mai avut oameni care ne-au influențat la un moment dat. Acum, na, fără să mă ascund după deget, au fost și Vacanța Mare în sketch-urile pe care le făceau când eram noi în liceu în anii 90. Dar la nivel muzical, oameni care au avut umor în muzică pe lângă Ada au mai fost Alexandru Andrieș, Timpuri Noi, mai aveau umor în muzică, poate și Sarmalele Reci un pic. Foarte puțin, îi numeri pe degete la vremea respectivă. Și bineînțeles, putem să vorbim de Casa Loco, dar deja Casa Loco au fost cumva contemporani cu noi, n-au avut timp să ne influențeze. Cu Ada am rezonat altfel, pentru că avea un soi de cinism. Erau foarte speciale cântecele alea. Știi, erau, nu știu dacă și în perioadă, dar da, că noi suntem apropiați de vârstă, erau acele glumițe cu Alinuța, dacă mai ții minte, uh-huh. Umorul acela negru. Cam așa pare și... Da. Și de multe ori am auzit, pentru că vreau să fie o discuție cinstită, am auzit chiar opinia că, băi, da, e cam ciudat ce cântă. E o muzică ciudată. Da, e foarte ciudat, adevărat. Și așa vine și întrebarea... Cum de ți-ai asumat totuși să mergi pe o zonă de nișă? Bine, voi ați fost de nișă de la început pentru că v-ați inspirat din metehnele și, aș spune, și resursele țăranului român și al poporului român, că am putea extrapola. Și da, avea aceeași chestie, avea exact. Oaia ca leitmotiv în piese. Exact, și să faci haz de necaz și să fii autoironic presupune să ai un grad de inteligență. Pentru okay, că nu poți face... Și da, să fii bine, să nu cazi în ridicol. Okay. Poți să faci haz de necaz sau să râzi de tine, dar să fii de un penibil pe care mulți nu realizează, din păcate. Ei, voi ați atins și de aceea spun, v-ați asumat să aveți un public foarte nișat. Da, a fost ce am simțit noi, asta ziceam, că ne-am făcut muzica după chipul și asemănarea noastră. Că a plăcut și altora, a fost foarte fain. O aliniere a planetelor, o conjunctură astrală, nu știu cum să-i zic. Cum se descurcă un artist care nu face compromisuri cu acest aș respecta ceea ce simte? Nu, ne-a fost ușor, pentru că a fost succes. N-am fost nevoiți la un moment dat. Singura chestie, să zic că vine casa de producție și dă niște indicații sau dă niște direcții. Uite, apropo de asta, că cei de la Zone Records când ne-au răspuns au fost atât de impresionați de faptul că noi, niște nei ca nimeni din fundul Moldovei, facem haz de Eminem, care e tocmai artistul, încât, ascultând doar trei cântece de pe CD-urile demo, și alea erau Sandu, Stella și Hip Hop și așa, aka Trompețica, ne-au trimis contractul prin poștă să-l semnăm. Eu nu ne-am întrebat ce alte cântece mai aveți, hai să mai ascultăm ceva, nu știu. A zis că hai, vă luăm. Dar au zis, băi, mai faceți o parodie după Eminem, dacă aia e singura, mai faceți una. Și am făcut ups, am înfundat din nou closetul. La nivelul ăsta pot să zic că au fost intervențiile casei de producție. Altfel, întotdeauna am făcut ce am simțit noi și ne-am inspirat de la televizor, din știri, din muzica vremii, am parodiat câteva versuri. Ceea ce mi-a plăcut foarte mult e că am introdus versuri din poezii pe care le știam și le învățasem pentru BAC în liceu. De treci codri de aramă, de departe vezi sunt fost acasă lui bunicul și pe la uzurlând. Mi s-a părut și în continuare, mi se pare foarte frumos să reușești să... Da, asta este clar o abilitate a voastră și e talentul și e ceea ce vă face diferiți și... Da, de asta zic, că vorbeam de rețete mai devreme, nu știu dacă se poate aplica ceva. Adică putem să vorbim despre ce am făcut eu, dar nu știu dacă e neapărat o rețetă. Mă uitam aseară la Netflix, la documentarul cu Michael Jordan și...
E fascinant. Iarăși, e o conjunctură, e un om care a crescut într-un anume fel, care a fost influențat de mediul cultural al copilării, de educația pe care au dat-o părinții, de școală, de firea lui, de lucrurile cu care s-a întâlnit și ajungi să fii într-un anume fel pe care nu poate nimeni să-l copie. Sunt lucruri care se întâmplă, cum s-a întâlnit Paul McCartney cu John Lennon la un moment dat și uite ce a ieșit, dacă nu se întâlneau, nu exista. Sunt hazard, conjunctura astrală, dar nu sunt lucruri pe care să le poți să zici, bă, vreau și eu așa. Replica. Un singur lucru totuși iese în evidență și e ceea ce, adresându-ți atâtea întrebări, vreau să scot în evidență de fapt, că a fi autentic și a fi cât mai în acord cu tine însuți este poate calea cea mai sigură pentru succes, indiferent de drumul pe care vrei să mergi. Da. Merge mai departe pe drumul tău, pe drumul asta poate părea simplu, am să zic, că la un moment dat chiar am senzația că nu merit lucrurile astea, știi? Că, știi, ajungi să faci totul cu plăcere și cu foarte multă ușurință și te uiți în jurul tău și vezi oameni care se chinuie exact. Și fac lucruri care nu le plac. Și te simți prost, știi, cumva, adică ce am făcut să merit asta, de ce eu sunt bine cu mine, știi, fac ce îmi place, e ok, pot să câștig bani din asta. Da, la un moment dat m-am simțit și inconfortabil statutul ăsta. Da, de fapt ăsta e mesajul pe care îmi doresc să-l transmitem aici la Artă și Valori, că oamenii pot face mult mai mult decât cred. Doar să nu-și pună singur limite. Da, da. Și tocmai de aceea, arătând oameni care au reușit lucrul ăsta, să-i inspire, nu să copie. Și tu ai precizat, ai spus acest cuvânt magic, a copia, nu să copii, ci să cauți calea ta doar văzând cam cum au făcut alții, reușind să găsești în tine tot ceea ce e nevoie încât să reușești să te exprimi. Da. Continuăm povestea ta și te-aș întreba dacă din colaborarea cu Ada a venit gândul de a studia apoi regia, pentru că o să spun telespectatorilor, ai studiat între 2007-2011? Da, regie film la Hyperion. La Universitatea Hyperion din București. Mm-hmm. Ce a adăugat artistului, da? Care erai deja la momentul acela, faptul că ai studiat și la nivel formal regie și film? Niște cultură generală. Da, se leagă cu lucru cu Ada. N-am apucat să zic, pe Ada am cunoscut-o tot așa prin interviuri, când am apărut noi cu Fără Zahăr, tot spuneam cine v-a influențat, ce vă place din muzica românească și noi tot spuneam Ada Mila. Și la un moment dat Măruță făcea emisiune pe TVR2, garsoniera lui Măruță, noi eram invitați și ne-a făcut o surpriză, a sunat-o pe Ada în direct și ne-a pus în convorbire cu ea. Și ăla a fost primul contact. Apoi ne-am mai întâlnit pe la concerte și în momentul în care am scos album în 2003, eu m-am mutat la București, să fiu mai aproape de centrul de casă de producție. Mutându-mă acolo, am început să merg pe la concertele Adei și așa ne-am împrietenit. Și iar la un moment dat m-a întrebat, lucra la spectacolul Chihote și m-a întrebat dacă nu vreau să vin la o repetiție, pentru că, uite, ea lucrează la un spectacol și dacă știu să cânt la chitară electrică, poate aș veni să văd și eu ce face. Și m-am dus și s-au legrat lucrurile și am rămas în spectacol. Așa, asta a fost povestea cu Ada și cum am ajuns să lucrez cu ea. Apoi, undeva în 2007, un regizor pe nume Radu Apostol a făcut un spectacol de teatru aici, la Naționalul din Iași, With a Little Help from My Friends, se chema spectacolul, scris de Maria Manulescu. A rugat-o pe Ada să-i facă coloana sonoră pentru acel spectacol. Și Ada a zis că nu poate, avea de lucru la altceva în perioada respectivă și m-a recomandat pe mine. Eu, care nu făcusem niciodată lucrul ăsta. Și m-am întâlnit cu... Și a fost momentul de debut, practic, ca regizor muzical. M-am întâlnit cu Radu, compozitor de muzică de teatru, atunci doar făceam coloane sonore. M-am întâlnit cu Radu, am vorbit, am zis, băi, nu mă prea pricep. Și el a zis că era oricum un spectacol în care personajele erau adolescenți, aflați într-o noapte pe o plajă în Vama Veche. Și erau foarte nesiguri. Și textul era... Ei erau... super, relațiile dintre ei, s-o fie bine, a zis Radu. Nu-i nimic dacă nu știi, că nici personajele nu știu și s-ar putea să iasă frumos. Și exact asta a fost și s-a potrivit. Așa am ajuns în 2007 să debutez ca și compozitor de muzică de teatru.
ceea ce mă duce la regie, pentru că am vrut să cumva, deja lucram cu Ada în teatru, avusesem concerte pe scene de teatru și mă simțeam că nu am ce căuta acolo cumva, știi? Eram un pasager clandestin, am intrat cu Ada pe ușa din spate, știi? Eu sunt cu Ada, știi? Dar nu trebuie să fiu aici, nu prea am ce căuta. Simțeai nevoia unei validări? Aveam nevoie de o validare, pentru mine personal, nu pentru că mi-au cerut-o alții. Uh-huh. Deși s-a mai întâmplat, au mai fost reacții, oameni care m-au văzut jucând într-un spectacol muzical pe care l-am făcut la Sibiu, după Chihote cu Ada Milea și era un spectacol muzical regizat de Sandu Dabija. Era o mare chestie, super mare onoare pentru mine și eram și așa foarte temător că ce caut aici, nu sunt actor. Nici cântăreț nu sunt, ce sunt eu? Și după spectacol a venit cineva la mine și m-a felicitat. Foarte mișto, foarte fain a ieșit. La cine ai terminat? Zic, nu, n-am terminat, nu sunt actor. Asta reacția așa de dezamăgire. Din păcate, cumva. Lumea artistică e puțin împărțită și poate până într-un punct e de înțeles. Dacă medic nu poți să fii decât făcând facultatea de medicină, pe acest principiu un artist sau un muzician ești în momentul în care ai absolvit o facultate de profil. Da. Aș vrea să evit polemica și nu vreau să fiu nici avocatul diavolului, nici nimic altceva, doar am să povestesc o mică întâmplare care mi-a rămas așa în minte și m-a și făcut să denumesc emisiunea de astăzi, așa cum am denumit-o, a fost un experiment făcut prin 2007 de Washington Post, când într-o stație de metrou un artist a cântat la o vioară 45 de minute și a fost un experiment social să vadă reacția publicului. Foarte pe scurt, s-au oprit doar câțiva oameni, s-au adunat vreo $32, copiii în general ar fi vrut să rămână, dar n-au rămas pentru că nu-i lăsau părinții, toată lumea era în grabă, toată lumea nu a dat prea mare importanță. Respectivul artist era Joshua Bell, unul dintre cei mai mari muzicieni ai lumii, cânta pe o vioară de vreo 3,5 milioane de dolari și s-a pus întrebarea, e valabilă și în domeniul meu la designul vestimentar, ce e artă valoroasă, dacă oamenii noi n-am fost capabili să recunoaștem un asemenea talent și să acordăm timp, până la urmă în ce context arta devine artă valoroasă și cine trebuie să valideze aceste lucruri? Iarăși e doar o întrebare retorică. Aș punem propune un pin. Da. O să răspundem puțin despre asta și după ce, dacă vrei tu să mai cânti o piesă. Sigur. Am ajuns acolo deja? Repede, repede trece timpul și mai sunt multe de aflat. Asta se cheamă Te iubesc. Văd cum stai, te uiți la mine și parcă să mă întrebiți vine, dar mă iei pe ocolite, pe după vișin și pe după grajdul de la vite. Eu mă încumet să ghicesc, vrei să-ți spun cât de tare te iubesc și mă apuc să fac o listă ca să nu mai știi tu tristă. Da, cum iubește pe copac toporul și gheața congelatorul, cum iubește vaca iarba, te iubesc la mar naiba, cum iubește luna cerul și precum ruginii place fierul, cum iubește ața cu, te iubesc măia dracu, cum iubește iarna gerul și pisica și fonierul, cum iubește scoica marea, cum iubește gâza floarea, cum iubește flacăra benzina, cum iubește un miner lumina, cum să tot iubesc actori în filme, așa te iubesc și eu pe tine. Cum iubește măța sacu și rahatul cozonacu, cum șurubul lui îi place șaiba, te iubesc la mar naiba, cum iubește ursul mierea și un politician puterea, cum iubește pinguinul fracu, te iubesc măia dracu, cum iubește degetul inelul și pe brânză o iubește șoricel, cum lui papa îi place spanacul, cum iubește banul și bogatul și săracul, cum iubește vinul cana și leucoplastul rana, cum să tot iubesc actori în filme, așa te iubesc și eu pe tine. Cum iubește pe copac toporul și gheața congelatorul, cum iubește boul iarba, te iubesc la mar naiba, cum iubește luna cerul
Și precum ruginei place fierul, cum iubește ața acu, te iubesc mă ia dracu, cum iubește mâța sacu și rahatul cozonacu, cum șurubul lui place șaiba, te iubesc la marnaiba. Cum iubește ursul mierea și un politician puterea, cum iubește pinguinul fracu, te iubesc mă ia dracu. Orice iubire pornește din sau de la a ne iubi pe noi înșine, întâi și întâi. Da. Ceea ce sper că reușim cu toții, cu atât mai mult în această perioadă plină de provocări, mai ales pentru artiști. Revenind la ce vorbeam... Da, cultură generală mi-a dat facultatea și un pic de validare, plus un pic de know-how în a lucra cu actorii, care ulterior m-a ajutat foarte mult la relația de compozitor de muzică, de teatru... Da, pentru că aici voiam să ajung, făcând paranteza asta cu povestioara dinainte, neavând o pregătire muzicală, așa cum spuneam, totuși experiența ta și munca de autodidact te-a dus în punctul în care să compui, să devii creator, îmi place să-i spun, de muzică, de spectacol. Da? Mm-hmm. Și să ajungi să ai spectacole totuși pe atâtea scene de teatre naționale din țară, cred că nu e puțin lucru, pentru că ai fost și la Cluj, și la Iași, mm-hmm. și la Suceava, și în mai multe locuri. Până la urmă, ce-ți dă ție mai multă validare? Faptul că ai succes la un public... Iată, nișat, spuneam, e de o anumită calitate sau de un anumit fel publicul vostru, sau faptul că punctual în anumite perioade ale vieții ai avut și confirmarea asta a instituțiilor formală. Cred că asta e cântărește mai mult. Adică când vine un critic de teatru, Mircea Murariu, și zice că a văzut un spectacol pe care l-am regizat eu și a zis că a fost foarte mișto, atunci... Da, e un sentiment foarte plăcut. Pentru că dacă e să vorbim despre diferența între democrație și meritocrație, democrație hotărăște poporul și meritocrație e hotărăște cineva care știe că e validat să-și dea cu părerea despre lucrul ăla cumva. Și până la urmă... Și atunci e o importanță mare să vină cineva, nu știu, ca Marcel Iureș și să zic că a ieșit foarte mișto spectacolul din seara asta. Dacă ar fi să facem un exercițiu de imaginație și am presupune că ai fi făcut școală de muzică, mm-hmm. cum crezi că te-ar fi influențat și în ce fel? Habar n-am, nu știu. E un alt drum pe care nu era pot să mi-l imaginez. Era un exercițiu de imaginație. Da. La un moment dat, Ada a zis că e mai bine că n-am făcut actorie, că s-ar putea să mă fi stricat școala. Este exact la acest lucru voiam să ajung de fapt, pentru că am remarcat că de foarte multe ori, indiferent de domeniu, se spune lucrul ăsta, școala te ajută foarte mult. Da. Pe de altă parte, ca și în viață, îți ia. Din inocență, poate, exact, te face să gândești în anumite limite. Da, da. E foarte bine pentru că știi ce vrea un profesionist de la tine, mm-hmm. dar nu știu cum e, care-i calea de a păstra acest dar natural, nu știu, pe care l-are. Nu cred că școala, oricât de rea ar fi, să zicem, să presupunem că ar fi, nu cred că poate să distrugă talentul. Adică un om care vine cu talent născut, poate să-și ia doar ajutor din punct de vedere tehnic, la nivel pedagogic, la cel învață școala. Dacă vii și nu ești sigur poate pe ce vrei să faci, nu ești chiar așa de talentat și atunci te bazezi pe ce te învață școala, s-ar putea să prinzi niște chestii și să te îngrădească și să înveți să faci niște lucruri mecanic, pentru că așa ți le-a spus profesorul că trebuie să le faci, fără să le filtrezi prin felul tău de a fi, prin ființa ta, prin inteligența ta, să le gândești, să le înțelegi și să le aplici în felul tău. Cred că aici e măsura talentului și artiștii, aici se face diferența între artiștii care rămân la un anumit nivel și cei care ies deasupra și se vede că sunt foarte buni. Și m-aș mai duce ușor într-o altă zonă, aceea de... Ce își asumă artistul? Pentru că tot ce argumentai tu acum e o combinație de bun simț,
pentru că e acel bun simț elementar pe care un artist îl are și spune, da, am talent, recunosc că am talent, vin și muncesc, recunosc ceea ce școala mea duce și uite, mă străduiesc să fac cât mai mult, pentru că întotdeauna sunt două categorii, da. Cei care recunosc lucrul ăsta și cum ai spus tu, o fac, și cei care vin bazându-se pe un talent și spun ok, eu sunt talentat și nu trebuie nimic altceva, și atunci trec în partea aceea de aroganță, lipsă de respect, exagerări și de ce nu, poate lipsă de responsabilitate. Citeam un articol cât din a fi artist îți dă imunitate sau te face responsabil, pentru că te poți ascunde în fața faptului că da, eu sunt artist și îmi permit să fac orice, neasumându-ți consecințele actului tău artistic. Ce își propune ceea ce tu faci, tot ce iese din mâna sau din ființa artistului Bobo Burlăceanu? Că încerc să fac doar ce simt. Adică dacă mă interesează un subiect sau cum au fost piesele astea, Frumoase și Te iubesc, pentru că am avut ceva, am vrut eu să spun ceva despre lucrurile astea, despre frumusețe și despre iubire. Care e consecința a ceea ce faci? Hai să o luăm ca o statistică. Nu mi-am propus niciodată dincolo de treaba asta, ce finalitate poate să aibă ceea ce fac. Nici la început, când am făcut Fără Zahăr, că eram foarte inconștienți de ce facem, nici acum și nici pe viitor nu o să schimbă asta. Bine, e o situație diferită când lucrez muzică de teatru și atunci trebuie să respect niște cerințe. Trebuie să compun piesele într-un anumit fel sau pentru anumite situații sau pentru anumiți actori. Dar când vorbim despre ce compun eu așa pentru mine, ceea ce se întâmplă foarte rar oricum, e doar ce simt eu fără să... Orice consecință ar avea, mi-o asum, dar nu îmi propun să aibă niciun fel de consecință. Bineînțeles că n-am reușit, mai avem foarte puțin timp până la finalul emisiunii. N-am reușit deja, da, da, știam că va trece foarte repede. Ce e fascinant la întâlnirea asta după 19 ani este că acel context în care noi ne-am întâlnit s-a schimbat foarte mult, plecări, veniri, oamenii s-au schimbat, s-au transformat. Voi ați rămas împreună. Asta e fantastic. Căsnicie. Exact, una foarte reușită și grozav. Căsnicie, și ați reușit în același timp să aveți proiecte individuale care să... Voi nu v-ați pierdut în trupă. Sunt într-o relație deschisă. Exact. Și ați reușit să străluciți fiecare în alte direcții. Da. Că Bobby l-are pe ale lui, dar vom discuta cu el când ne vom întâlni. Ce mi-aș dori să vorbim, totuși că nu se poate altfel, despre ultimul vostru album și da. Despre... ideea pe care o aveți voi legată de album, care are legătură cu ce am vorbit mai devreme? În puține cuvinte, noi la un moment dat am renunțat la ideea de albume, de mult, pentru că nu se vindeau și influențați fiind și de casa noastră de producție de atunci, Roton, care a zis că voi nu se vind discurile, nu mai putem să vă producem. Și atunci am continuat să scoatem piese single și să le distribuim pe YouTube. Pur și simplu. Doar că la un moment dat veneau... la vremuri. Da, doar că la un moment dat veneau oameni la concerte și întrebau, da, discuri n-aveți? Și am zis că pentru acei puțini oameni care vor să sprijine artiști în felul ăsta și să aibă un disc de colecție acasă, am zis că ar merita să scoatem totuși un CD. Din 2008 n-am mai scos disc. Și acum că tot a venit pandemia, am luat toate piesele pe care le-am scos de când am devenit independent și am... făcut cântece pe cont propriu, fără casă de producție, plus încă câteva piese noi pe care ori le-am compus anul ăsta, câteva ori le aveam compuse mai de mult, dar n-au ieșit, le-am ținut în sertar din vari motive și le-am pus pe acest disc, sunt 23 de piese în total. Care se numește Comedia Măruie, adică da. Păstrează gustul inițial de Fără Zahăr. Se găsește pe toate platformele de ascultat muzică, gen Spotify și prietenii, de cumpărat pe bandcamp.com sau în format fizic dacă ne scrieți pe pagina de Facebook a trupei, acolo răspunde Bobby și vă întâlniți cu el și îl luați sau îl trimite prin curier. Mă rog, pentru Iașeni e face-to-face. Pentru că mai avem foarte puțin timp, da. Aș vrea totuși să amintim și de un alt proiect pe care tu l-ai avut și a fost un proiect drag ție. Brad's Pits. Da, a fost era o perioadă în care nu prea aveam treabă.
Nu erau așa multe concerte. Nu erau așa multe concerte, a mai fost și perioada din asta, da. Nu erau foarte multe și n-aveam de lucru, căutam ceva de făcut și aveam niște piese. Eu când am început să învăț la chitară în clasa 11-a, m-am apucat de compus piese triste, de dragoste. Umorul e secundar la mine, eu sunt mai trist așa de felul meu, introvertit și timid. Și umorul era o formă de apărare pe care o foloseam din când în când ca să mă ascund de realitatea crudă a lumii înconjurătoare. Și aveam foarte multe piese de dragoste scrise atunci și era păcat de ele, pentru că atunci le-am cântat la câțiva prieteni pe bancă în parc și le-a plăcut. Și am făcut proiectul ăsta de Brad Pitt, în care am schimbat un pic versurile, pentru că la nivelul clasei a 11-a, a 12-a erau destul de puierile. Dar am păstrat melodiile și le-am scos așa, majoritatea erau în engleză. Am activat cu trupa vreo 2 ani de zile, numai că am prins un moment prost în care Radio Ghirila se închisese și era singurul... Să evităm să mai... Da? Ok, da. Nu mai aveam mediu de... N-aveam mediu de promovare, pe scurt. Și funcționam pe bază de... Puneam mâna pe telefon și dădeam... Sunam patronii de cluburi. Practic, ziceam, era un proiect de rock alternativ, da, da. Să spunem. E rămas acolo în suflet de continuat... Nu cred. E rămas în suflet, dar nu cred că va fi de continuat. Colegii mei s-au mutat la București, au alte treburi acum. Au tot tras de mine să ne mai întâlnim, să mai facem ceva, dar nu cred că o să avem timp. Uite că, de fapt, povestea Fără Zahăr a început cu cineva a tras unul de altul, da? Că ați tras unul de altul și iată că atunci în studenție se leagă lucrurile. Exact, s-au adunat și să nu spunem niciodată, că nu se știe când acest proiect va porni din nou. Timpul, din păcate, iată, a trecut aici la noi la emisiune. Au rămas multe neaflate, poate, dar e motiv să ne mai întâlnim și altă dată. Ați reținut, fiți autentici, urmați-vă gândul, visul, inima. Eu îi mulțumesc lui Bobo Burlăceanu. Mulțumim tare mult că ai fost lângă noi. Pe dumneavoastră acasă vă îmbrățișăm. Și vă doresc să ne revedem cu bine săptămâna viitoare, tot la Artă și Valori, aici la Infinit TV, televiziunea care vă oferă infinit mai mult. La revedere! Douăzeci, pe să începe fără deci. Eu fluiera pagubă și mi urlă câinii în pustiu. Alții sunt bine, bă, dar eu de ce nu pot să fiu? Nu-i nicio fabulă când alții au și tu n-ai. Ce elegant e să stai și să fluiera pagubă. Mi-am deschis un coafor cu lux, cu stil, cu calitate. Am ieșit din izolări cu perhidrol și cu de toate. Când l-aveam deja luate de la chinești de pe vapor, chinezii cu covidul lor. Madame Panțărul de la 2 stă sub noi. Îi genul celor de babetă care n-a făcut navetă. Mereu modernă și cochetă, vrea să încerce chestii noi cu părul ei și atent vă-l voi. Voia vopsită, smoc cu smoc, trage garda foc cu foc. I-am zis, te rog frumos, luați loc. Noi flexăm pe lângă bloc. Că ți-l tapez și ți-l îmbuib, de zici că-și face barza cuib. Iar la final ți-l urc în coc. Asta nu e best rock. Mi-a reușit și da și nu, Schrödinger, Schrödinger. Fiindcă se pare că-i nasol să rămână spațiu gol. Când pui un kill de perhidrol, Madame Panțăr arată mu, parcă-i nothing compares to you. O zis că am vrut să o omor, s-a dus direct la ProTV-ul. Văleu măruță părul meu, o țipat convingător. Și-am închis un coafor cu lacată și zăvor. Păi ce să fac? Să mă omor? Eu fluiera pagubă și mi-urlă câinii-n pustiu. Alții sunt bine, bă, dar eu de ce nu pot să fiu? Mama are doar un fiu. Nu-i nicio fabulă și fânica. Când alții au și tu n-ai. Șoarecele și pisica. Ce elegant e să stai astăzi la mâncare mică și să fluiera pagubă.
Thank you.